Bună ziua și bine ați venit la un nou episod de Smart Talk. Eu sunt Mihai Panc, alături de Daniel Miu. Dani, ce faci? Bine, am pregătit pentru o nouă săptămână. Ești cu adevărat vesel în această dimineață. Da. Yay! Nu ți-a plăcut SmackDown? Impact? Da. Old School Raw? Da, zice că Old School Raw a fost atât de îngrozitor. Adică chiar nu mi s-a părut un rog prost. E, nu a fost un rol prost, cred că a fost cel mai bun show a săptămânii, mai puțin NXT-ul, care, na, e NXT, dar e altceva. Inclusiv și ratingul din această săptămână a arătat că a fost un show bun, fiind prima dată când ajung iar la 3,23 ratingul ultima oară, când au reușit un rating asemănător, a fost la Raw după SummerSlam. Și cum mă gândeam că cu ceva perioadă aveau 3,90. Da, 3,90. Da, se intrau în panică dacă era 4. Yep. Da. Să vezi că nu o să se bucure că depășesc cifra 3. Ok, începem cu începutul, dacă nu vrei, cel mai bine cu Ric Flair. Cu un promo foarte frumos din partea lui și cu Randy Orton acolo spunând... Randy Orton a făcut cam ce trebuia. Da, pentru mine segmentul mai mult a fost o realizare că WWE a observat că John Cena are o abilitate de a lua atenția dată cuiva și de a întoarce asupra sa sau asupra meciului său, ceea ce a făcut el cu Daniel Bryan impromptu. De data asta ei au făcut intenționat cu Ric Flair. Adică toată atenția era pusă pe Ric Flair și a venit John Cena, l-a pus over pe Ric Flair și a luat atenția asupra sa. Pot să spun puțin că, nu știu, per total, fiind vorba de John Cena, sunt dezgustat, dar nu pot să nu apreciez talentul, n-a face treaba asta. E puțin ciudat că au recurs la asta. Recurs la orice să-l pună over pe Cena, zis, nimic nou sub soare. Da. Oricum, pe total a zis că a fost un promo destul de bun, mai ales Randy Orton și-a făcut treaba foarte bine. Și-a făcut foarte bine partea de heel și nu a exagerat neapărat cu chestiile alea prostești pe care le zic de obicei răzări heel. A fost și o lovitură sub centură cu zicul că Ric Flair este cel mai underrated wrestler din istorie. Dar în rest, momentan, matchul ăsta a fost anunțat și de ce scrie sau după acest segment nu s-a mai spus nimic despre John Cena vs. Randy Orton? Nu, chiar absolut nimic. Ceea ce m-a surprins, adică mă așteptam inclusiv după meciul din Main Event să văd ceva. A fost Dark Main Event, dar nu contează. Din punctul ăsta de vedere, cred că a fost unul din lucrurile bune pe care nu le-au mai făcut ei de săptămâni. În sensul să restricționeze cât un storyline la cel mult un segment sau hai două. S-a părut o idee bună și până la urmă asta ar trebui să facă WWE-ul pentru a-și promova întreg rosterul. Să aibă mai mare încredere în fan, că nu e nevoie să-și vadă superstarul favorit odată la 20 de minute, că altfel uită de el. Nu, lasă-i un segment, după aia restul la altul. Răbdare. Are omul răbdare până săptămâna viitoare să vadă alte segmente cu John Cena sau cu Orton sau cu CM Punk sau cu Daniel Bryan. The Usos versus Rey Mysterio împotriva lui Daniel Bryan, Luke Harper, Eric Rowan. A fost o decizie cam ciudată de booking, mai ales să-l pui pe Daniel Bryan să pierdă în primul meci în care face echipă cu familia Wyatt, mai mult să pui să se facă roll-up-ul pe Luke Harper, adică dacă fugeau pe Eric Rowan, nu înțelegeam, dar pe Luke Harper nu prea s-a făcut decizie bună. Acum, în final, ce vor să facă nu se știe. Adică nu cred eu că va
poate la WrestleMania să iasă din familia Wyatt, poate să aibă un match cu CM Punk, în momentul ăsta Daniel Bryan e în Midgard cu tot cu familia Wyatt și cu asta basta, adică nici măcar nu poți să zici că au intrat într-un program cu altcineva, este însăși programul între ei și evoluția lui Daniel Bryan în acest grup. Pe mine nu m-a intrigat decizia de a avea această înfrângere, nu mai mult înfrângerea în sine, cât ce a urmat și după cu segmentul backstage, când Bryan a arătat că nu numai vrea să învețe, dar vrea să și predea. Adică este totuși un wrestler bun și a vrut să zate că, mă nene, eu am nevoie de voi, dar bine, de voi, de Bray Wyatt, dar până la urmă pot să vă învăț și pe voi anumite chestii, că nu sunt doar învățăcelul. Ceea ce este cel puțin o decizie neașteptată și un drum neașteptat pentru, ce, pentru cum se prezintă Bryan în grup. Mă așteptam la cu totul altceva, mă așteptam la un fel de zombie tot ascultător. Îmi place că în continuare are personalitate, ceea ce e foarte bine. Uite, în păcate nu văd, eu văd adevăr evoluția caracterului, dar nu văd evoluția carierei pentru Bryan. Păi nu, nu e, a fost un pas înapoi de la bun început. Clar a fost un pas înapoi. Daniel Bryan a fost în main event toată vara și toată lumea se aștepta ca el să poate să intre în Royal Rumble să câștige. Deci, intrarea sa în familia Wyatt a fost un pas înapoi, clar. Dar unde te văzut dacă acest pas înapoi îl va ajuta mai degrabă să aibă un avânt către main event sau pur și simplu îl va îndepărta? Personal nu cred, personal cred că dacă va ajunge main event iarăși va ajunge pe barba sa, pun intended. Deci de asta nu cred eu că a fost o decizie că îl ținem în spate ca să-l folosim mai târziu. Nu, a fost o decizie foarte clară de gata, am terminat cu tine. Nu, eu mă gândeam să folosesc de familia Wyatt ca un grup să fie propulsat în main event, adică înțelegi, să fie mutat un grup în main event. Nu știu, chiar nu știu. Rămâne de văzut dacă e adevărat zvonul cu John Cena vs. Bray Wyatt la WrestleMania. Big E Langston cu Curtis Axel, nu... Nu, chiar nu prea să mai vorbesc, pentru că a fost de atâtea ori. Ok, a fost vremea la masă de comentatori unde a zis niște prostii pe acolo. A fost un segment pentru a fi dat uitării. Nu suport pe Ryback, nu știu ce. Nu, gata? Da. Yeah. Oricum, Piper's Pet. Da, vreau de mult să văd o confruntare, mă rog, un promo face-to-face între Dean Ambrose și Roddy Piper. Dar a fost foarte ciudat, cum de fapt a fost ciudat. A demonstrat încă o dată modul în care, și aici a fost chiar mai pe față, modul în care WWE îi face un fel de booking preferenția lui Roman Reigns. Imediat cum, dacă făceam segmentul cu Roman Reigns, adică de pe scaun s-a înălțat către Piper, Piper a dat înapoi și a schimbat privirea, era frică deja, până atunci stătea față în față cu oricare dintre Dean Ambrose sau Seth Rollins și n-avea nimic. Astea sunt detalii care subliniază, zicem, forța și autoritatea pe care vrea WWE să o arate către coare Roman Reigns. Da, da, ce pot să spun din punctul ăsta de vedere, e o chestia ciudată pe care eu o văd la toată treaba asta, este că în ciuda faptului că arată forță și autoritate în Roman Reigns și toate astele, și toate astea, Reigns în sine nu arată absolut niciun accent, nicio sugestie subtilă că ar vrea să plece sau că se consideră peste grup. Ba culmea, pare să fie la fel de prins în grup ca la început. Și să n-aibă nici cea mai mică problemă ca lumea să zică că el e puternic. Da, ok, sunt puternic, dar totuși eu fac parte din Shield. Nu se arată, dacă ți-aduce aminte când Batista a început să iasă în Evolution, se băteau apropo și se citea cât de cât și pe el în reacții și în fizionomie că vrea să plece, că nu este mulțumit de direcția grupului.
La Roman Reigns nu se vede asta deloc. Nu știu dacă este vina lui, nu știu dacă este decizia poate de a-l face să plece din The Shield, dar să rămână heel. Deci chiar nu știu. Bine, am avut acele momente în care Roman Reigns se uita lung la Dean Ambrose când el zicea că e singurul campion din The Shield. Au mai fost în trecut. Momentan, într-adevăr, și mă așteptam la un altfel de reacție după ce câștiga Roman Reigns meciul cu Punk, dar nu am avut partea asta. Vedem poate la următorul Raw dacă vor pune accent pe chestia asta sau se va bate apropo că Reigns e singurul care l-a bătut pe Punk. Da. Picol mea, s-a întâmplat cam ce am zis și noi spuna trecută. Da, ce bine, și victoria lui CM Punk, bine, s-o discută până la acolo. Sin Cara vs. Alberto Del Rio, match mai mult ca să-l mai mult pentru a promova viitorul feud dintre Del Rio și Batista, ceea ce înseamnă că Batista nu va câștiga Royal Rumble-ul. Nu, e posibil că Batista să vină la început. Adică el va debuta pe 24. Nu, că pe 26 este pe pay-per-view, parcă. Pe 20. Da. Ok, pe 20. Probabil că va veni Batista, Del Rio îl va derupe, poate să-i va face un powerbomb și cam cu asta basta, dacă se vor mai întâlni pe la SmackDown. Se poate să fie și doar atât. Știi, doar atât, ca să aibă un motiv să-i facă un powerbomb lui Del Rio. Și să, da, să zică lumea, uite, a venit Batista și a venit în forță, a venit fizic. Da. Se poate și asta. Pot să spun neapărat că mă interesează. Jack Swagger vs. Antonio Cesaro. Jack Swagger, pardon, vs. Antonio Cesaro. Ce e inteligent. Da, păi da, multa în șuze. Da, Jack Swagger și Antonio Cesaro împotriva lui Cody Rhodes și Goldust. M-a bătut limba română de puțin. Nu știu că s-a întâmplat cu șansa echipei de Real America la centurile de activ. Nu? Poate l-au avut. Au primit șansa pentru că au devenit number one contender, dar nu mai aduc cam ce s-a întâmplat. Dacă au primit meci pentru centurile de activ la un show săptămânal sau s-au uitat așa dintr-o dată. Da, nu știu, nu. Momentan, cel puțin divizia de tag team iar a stagnat. Iar așa dintr-o dată a stagnat. La un moment dat aveam Mark Henry cu Biggie Langston, aveam o grămadă de noi așa echipe, R-Truth cu what's his face ăla? Xavier Woods. Xavier Woods. Ideea e că tot apăreau și au tot fost meciuri. Și acum a intrat, n-au mai fost. Și iar s-a intrat divizia tag team într-un cot așa de umbră și nu știm ce se întâmplă. Rămâne de evident că la Royal Rumble nu se întâmplă nimic pentru că pot fi toți implicați în match, dar chiar aș vrea ca după să vă Royal Rumble să înceapă să pune iar accent, să avem și noi un feud ca lumea pentru WrestleMania. Adică de tag team, să nu fie meciul fișul. Se optimist, știu. The Great Khali vs. Damien Sandow. Victoria lui Great Khali, nu înțeleg de ce, care a fost motivul? Nu știu că au promovat meciul ăsta o greoadă. Da, asta vreau să zic. Cred că mai degrabă au vrut să o promoveze pentru prezența lui Slaughter sau? Da, pentru ideea că una dintre cele trei legende poate fi arbitru. Oricum, Brock Lesnar și Paul Heyman. A fost ca de obicei Paul Heyman genial la microfon. Îmi place tricou cu It's a Leap Conquer Repeat. Acum a fost genial Heyman când a început să rostească numele unor wrestler ca Bruno Sammartino, Hulk Hogan și când a zis Steve Austin. Fanii au început să, adică au făcut un pop și el a zis Paul Heyman, n-am zis numele astea numai ca să vă, numai ca să rizboi de fund, să rizboi de fund. E automat, a dat chipul fanilor, ceea ce este genial.
Revenind la ce s-a întâmplat, ok, a mai rupt încă un braț, asta nu e cine știe ce, însă este cu Big Show unde trebuie vorbit. E ce pot să zic, cred că este un meci pus acolo Alan Dala, este un meci mare. Da, e un meci mare, se va pune accent pe asta. Doi oameni mari, este, da. E, ce plus Big Show este unul din puțini oamenii care poate să-i ducă stilul foarte, foarte dur al lui Lesnar. E la fel de mare cât el, adică atât, atât. Oricum, Lesnar a făcut și un overselling la ce a fost, l-a aruncat, practic. Da, bine. Și e dovită cu s-a și lovit cu capul prima oară de... Să ne aducem aminte că s-a dat cu capul în meciul cu John Cena, s-a dat cu capul sau ceva de ring și era amețit. Da, cred că ne-a fost auzul ăla. Nu, da, când l-a aruncat, nu știu de ce a vrut eu să doarcă pe spate neapărat. Nu, a căzut într-o poziție ciudată pentru că s-a lovit prima oară cu fața de, de ring, de mat, și apoi a venit cu umărul sau cu spatele. Dar îmi plăcea că eu schiopata pe urmă. N-avea nicio treabă. Ah, ce pot să spun? Oricum, o să s-ar putea să fie un meci în care WWE să pună mult accent și în final a fi făcut doar că să pună over cu Brock Lesnar. Poate e, da, clar de asta l-au făcut. Plus, poate rup ea ringul. The Bella Twins, Oksana și Alicia Fox. Nu, no, hai să mergem mai departe. 3MB vs. Tukule, Nikishi. Me. În specific doar pentru că a fost Sky to Hati și Nikishi, bine că este PG, era măcar. M-am bucurat de chestia asta, că mi-a trebuit să-i văd echipamentul lui Nikishi. Exact, exact. A fost pentru prima oară când segment Bad News Beret a fost bun. A fost bun prin prisma faptului că a zis în sfârșit niște lucruri rele, cum ar fi că bine că ați venit aici și doar 7 fani vă cunosc, sau oricum după ce veți pleca de aici toată lumea va uita de voi. Toate astea au fost în sfârșit niște lucruri, niște fraze rele zise de Bad News, care au avut o logică, care au fost bine... Adică au fost pertinente până la urmă. Au fost pertinente și asta era cel mai ok. Nu trebuie să-mi vorbiți pe care vezi pe pereți. A zis fix ce trebuia. Chiar citeam un editorial, nu mai știu de la cine, deci nu e ideea mea ce să zic acum, însă mi-a plăcut foarte mult. WWE nu a l-a promovat pe Barrett și nu i-a promovat noul gimmick, Bad News Barrett. Și aici cred că au greșit cel mai mult. Deci nu înțeleg de ce nu s-au folosit deloc de echipa de producție pentru a face câteva filmulețe înainte. Și tipul ăsta chiar dădea o idee foarte mișto. Este cineva la spital și primește o... Este cineva la spital și dintr-o dată apare Barrett și zice I have some bad news. Știi? Da. Sau la fel, este în vestiar, cineva întreabă ce facem să nu câștigăm și se întoarce și de fapt antrenorul este Barrett și zice la fel, I have some bad news. Ideea de a prinde acest bad news, I have some bad news, să prindă la public, să fie folosit în mietul care să-l facă și puțin funny și catchy. N-au făcut asta și aici cred că are de suferit Bella, pentru că nu este un talker prost, nu este un wrestler prost, nu are cam ce ar vrea WWE-ul. Dar dacă nu-i scriu scripturile cel puțin lui Barrett cu gândul de a ajunge undeva sau dinainte, nu săptămânal, nu pot face cine știe ce cu el. Sincer, eu nu cred că au ce să facă cu el, adică cred că, din păcate, acest segment, pe cât a fost mai bunicel față de cele de obicei, a fost pur și simplu o cauză circumstanței. Dacă nu exista Old School Raw, nu avea ce să zic. Probabil. CM Punk vs. Roman Reigns.
ce a fost meciul? A fost ok. Aia e că a fost ok, da. Mă așteptam la mai mult, mă așteptam poate la... la altceva. Nu mă așteptam să facă booking-ul în urma căruia CM Punk era accidentat și trebuia să lucreze la o domnă, la o parte. Da, nici mie asta nu mi-a plăcut. Singurul lucru care pot să spun că mi-a plăcut cu adevărat a fost că victoria lui Reigns nu a fost cu adevărat 100% a lui. Adică a venit în urma unei distrageri și da. asta cel puțin îmi protejează puțin și pe Punk. Da, îl protejează și pe Punk și faptul că oricum cei din The Shield au încercat să intervină, numai din Ambrose a încercat să intervină în match. Și asta a fost adevărul, un booking inteligent, dar scripting vorbind, Roman Reigns e singurul care a câștigat match. Yep. Și cu asta trecem la SmackDown. Nu vrei să vorbim despre SmackDown? Am luat plan așa să vorbesc despre SmackDown. Am vorbit despre lute, să luăm niște apă, îmi tras pe tine. Și prin asta vrei să spui că iar nu te-ai uitat la SmackDown. Hai mă, te lăsăm, te iertăm. Ei, zi-mi este că m-am uitat la Impact, deci am promis că nu mă uit. Mă, nu știu, SmackDown este ciudat pentru că anumite segmente sunt bune. De exemplu, SmackDown a început cu un pachet video pentru familia Wyatt în care Bray vorbea despre ce bucuros este că l-are pe Brian în familie, ceea ce a fost interesant. Și apoi a urmat și meciul dintre Luke Harper, Eric Rowan și The Usos. Meciul în sine a fost foarte bun. Bine, bun, a fost bun. Nu prea am înțeles decizia de a termina într-un no contest, pentru că nu erau prezenți Brian și Bray, așa că au fost pur și simplu cele două echipe luptându-se și până la urmă, normal, au venit restul familiei Wyatt, i-au atacat pe familia pe The Usos și fiecare și-a făcut finisher-ul. Brian și-a făcut finisher-ul, stătea în grup destul de mulțumit de sine, dacă vrei, adică nu părea că are niciun regret față de ce decizia a făcut. Și publicul a terminat segmentul într-un no chant. Trebuie să spun că chestiile astea, nu, deși te lasă gură cască, mi se pare un lucru bun, în sensul că tu ca fan nu știi ce se va întâmpla cu Daniel Bryan. Și e cel mai bine pentru Bryan, din punctul ăsta de vedere, să păstreze un aer de mister, să nu știi, mănâne, în care este direcția pe care merg. Este clar că nu merg pe ideea de a fi zombie, de a fi oprimat de grup. Ba, culmea, pare că el vrea să se integreze în grup. Bray Wyatt chiar se pare că se bucură că l-are pe Bryan în grup. Deci, rămâne de văzut exact cum va evolua toată această dinamică între ei, ceea ce, sincer, este un lucru foarte, foarte bun. Din păcate, SmackDown a continuat cu segmentul meu favorit, Miz TV, în care Paul Heyman a acceptat meciul cu Big Show la Royal Rumble. Ce pot să spun este că acest segment a fost făcut pur și simplu doar pentru Paul Heyman. În rest, Miz a fost acolo doar ca să fie... Chiar mă bucurasem că au fost câteva săptămâni în care parcă nu l-am mai văzut la moacă. Paul Heyman și-a făcut treaba, a avut un segment foarte bun. Este foarte ciudat să spui chestiile astea pentru că doar astea le spune. Au fost și un promo doar astea le zice. Adică foarte rar mi se întâmplă să zic Paul Heyman a scârțâit sau să zic că Paul Heyman a avut un segment prost. Nu, Paul Heyman la microfon este unul dintre cei mai buni oameni din istoria wrestlingului. Punct. Tema serii a fost anunțul cu WWE Network. Adică am avut la reclame pe la chestia asta de nu se poate. O dată la două segmente, WWE Network. O să discutăm și despre WWE Network înainte de întrebări sau după, încă n-am decis. Că trebuie menționat până la urma urmei. Am avut iarăși un match între Ryback-ul și The Real Americans împotriva lui Sin Cara, Rey Mysterio și Los Matadores, adică foarte multe măști. Ce pot să spun? A fost amuzant, dar... victoria a venit de partea măștilor și nu...
Nu pot să spun că am avut, că a fost ceva mai mult meciului decât prezența unei echipe mascate din toate punctele de toți membrii. În rest, nu a existat niciun interes real. Chiar a fost ciudat din punctul ăsta de vedere să spui că, uite, un meci la echipe între patru echipe, bine, 2 și 2, și campionii la echipe nici măcar n-au pus să zici că au fost prezenți să zică, oh, uite, ne uităm la noile echipe să vedem cine poate să ne aducă un pericol. Nu, a fost acolo doar ca să fie, și asta este sincer nasol. Biggie Langston vs. Randy Orton, cred că ăsta a fost iarăși un meci care a fost menit să-l pună over pe Langston, pentru că a fost un meci destul de lung, 14 minute și jumătate, deci a primit ceva timp. Biggie Langston a lucrat destul de bine cu Orton, Orton a lucrat destul de bine pentru că a câștigat și până la urmă Orton a câștigat trișând, deci iarăși Biggie Langston primește un push foarte, foarte solid din toate punctele de vedere. Rămâne de văzut să-l vedem într-un match, să-l vedem într-un match cu adevărat de calibru mare, să vedem exact ce poate, să vedem dacă poate să ducă interes de main event, că momentan meciul a fost în Midcard. Ce am mai avut? Xavier Woods vs. Fandango, dacă nu mă înșel, într-un meci foarte scurt, un squash de un minut și ceva. Și reluare la Raw, că se putea să n-avem reluare. Adică la segmentul de New Age Outlaws, așa, care a dus la un meci între CM Punk și The New Age Outlaws împotriva lui The Shield și a venit a doua victoria lui Roman Reigns într-o săptămână. Culmea, meciul a fost mai scurt decât Randy Orton vs. Biggie Langston, dar meciul a venit în urma unui spear executat de normal Roman Reigns și chiar a câștigat chiar meciul a fost câștigat curat. Bine, era haos, dar e haosul tipic unui meci la echipe. Așa că Roman Reigns își continuă push-ul și la SmackDown. Și chiar sunt curios exact cât mai au de gând să facă chestia asta. Poate efectiv vor să-l transforme în liderul grupului și să schimbe dinamica grupului puțin și să continue așa. Pentru că nu văd până acum niciun motiv să iasă, decât dacă o să se întâmple ceva de genul la Royal Rumble, Dean Ambrose și Seth Rollins să-l elimine pe Roman Reigns. Dacă se întâmplă chestia asta, în sfârșit o să avem un motiv pentru Reigns să vrea să iasă din grup. Pentru că asta și este. Bun. Aici cred că vom pune o mică pauză și ne întoarcem după cu TNA Impact. Întrebări. Și o să discutăm și puțin despre minunatul WWE Network, pentru că mare anunț cu multe chestii și se depărtează.